Procesul a demarat la începutul acestui an, după ce o femeie a atacat la Tribunalul Cluj două amenzi primite de la poliția locală. Ea a cerut în instanță anularea hotărârii de Consiliul Local, care prevedea blocarea și ridicarea mașinilor. Astea sunt măsuri care pot fi dispuse doar de către guvern, prin hotărâre de consiliu, de hotărâre de guvern, și este logic acest lucru. De ce? Asemenea măsuri, care sunt măsuri de siguranță rutieră până la urmă, trebuie să fie unitare la nivelul întregii țări. Inițial, Tribunalul Cluj a respins acțiunea femeii, dar în recurs Curtea de Apel Cluj a dat câștig de cauză. Această hotărâre este irevocabilă și va fi publicată și în Monitor Oficial. Este și obligatorie pentru Consiliul Local Cluj și acest lucru înseamnă că practic de vineri încolo, orice ridicare de mașini se efectuată în Cluj este nelegală. În replică, reprezentanții primăriei spun că există alte acte normative care permit în continuare poliției locale să ridice mașini și să blocheze roțile autovehiculelor. Este vorba de legea poliției locale publicată în 2010, legea 155, care vine și stabilește toate cazurile și situațiile în care acest lucru va fi în continuare posibil. Prin urmare, nu vom mai aplica o hotărâre din 2009, ci vom avea cadre legale mai noi pe care le vom lua ca bază legală pentru a continua să operăm în acest fel. Potrivit datelor deținute de municipalitate, anul trecut aproape 5.000 de șoferi s-au trezit cu roțile autoturismelor blocate de polițiștii comunitari, în timp ce alte peste 3.600 de mașini au fost ridicate după ce au fost parcate neregulamentar.